Adelina Pestrițu a plecat în prima vacanță alături de soțul ei și Zenii, în străinătate. Ce destinație au ales să viziteze? Adelina Pestrițu a fost foarte ocupată în ultimele zile cu pregătiri pentru vacanța în care tocmai a plecat. Împreună cu soțul ei, Virgil Șteblea și fetița lor, Zenaida, vedeta a plecat într-o vacanță de vis. După o perioadă destul de stresantă, bruneta și-a eliberat programul și este pregătită pentru câteva zile de relaxare alături de familia ei. Ca destinație, ei au decis să meargă în Turcia. Adelina Pestrițu a mărturisit că se temeau să parcurgă un drum mai lung. Turcia am ales. Ne-a fost teamă de distanțe prea lungi, a declarat Adelina Pestrițu, pentru OK Magazine. Vedeta a mărturisit în trecut că îi este teamă să plece în vacanțe în străinătate cu fetița lor deoarece este încă prea mică. De data aceasta, Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea au luat-o pe cea mică în vacanță și se vor relaxa împreună. Zenaida, fiica Adelinei Pestrițu, pentru prima dată cu avionul. Cum a reacționat Adelina Pestrițu s-a arătat foarte entuziasmată de vacanța din Turcia. Ea a postat mai multe videoclipuri la secțiunea de Instastory, dar și o fotografie alături de soțul și fiica ei. Pentru micuța Zenii este prima cursă cu avionul, iar părinții ei încearcă să o țină ocupată pentru a nu se speria. Încercăm să o păcălim să nu se sperie, a scris Adelina Pestrițu, la Instastory, alături de un videoclip cu fiica ei în timp ce se uită la desene animate. Vedeți mai multe poze cu cei trei în galeria foto. Adelina Pestrițu, despre al doilea copil cu soțul ei, mă grăbesc. Adelina Pestrițu, una dintre cele mai urmărite și apreciate femei din România, dorește să-și extindă familia. Vedeta speră că îi ofere micuței Zenii cât mai curând o soră sau un frățior. Ea a postat o fotografie alături de o nepoțică, Elisabeth, și nu a putut să-și ascundă emoțiile. Și uite așa mă faci să mă grăbesc cu un frățior pentru Zenii. Să ne trăiești mulți ani fericită și împlinită, Elisabeth, a scris Adelina Pestrițu, în descriere fotografiei postată pe pagina ei de Instagram.